La sfârșitul lunii octombrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, erau înregistrați 6.036 șomeri, dintre care aproape 3.000 de femei, rata șomajului fiind de 3,57%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,67%, în această lună, acest indicator, conform datelor prezentate de Georgeta Tomuța, directorul executiv al AJUFM Hunedoara, doar a înregistrat o scădere cu 0,14 puncte procentuale. Rata șomajului pe luna octombrie s-a publicat 3,53, față de anul 2020 în aceeași lună înregistrăm o creștere, în 2020 aveam 3,47, iar față de luna septembrie o scădere fiind 3,67. La sfârșitul lunii octombrie avem înregistrat în evidență 6.036 de șomeri. Cea mai mare parte a șomerilor din județul Hunedoara sunt bărbați proveniți din mediul urban, cu studii liceale și cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani și care fac parte din categoria persoanelor mediu ocupabile. Din totalul de 6.036 de persoane aflate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, 3.000 sunt beneficiare ale ajutorului de șomaj, iar peste 3.000 sunt neindemnizate.